pentru a explica care sunt proiectele care au fost blocate de către diferite echipe guvernamentale și despre care în ultimele zile se afirmă că sunt niște mofturi, practic, ale bucureștenilor și că nu sunt atât de importante și că, de fapt, primarul general urmărește alte scopuri. Și aș lua foarte pe scurt, înainte de a intra direct în subiect, care sunt acuzațiile care mi s-au adus, în special după intervenția mea de sâmbătă de la CEPS, după declarațiile de ieri, după audierea de la Parchetul General și care s-au întețit azi noapte după interviul meu de la Postul Public de Televiziune. Se transmite colegilor mei din țară că vreau să pun umărul la dărâmarea guvernului. Nu este adevărat. Este o nouă campanie de intoxicare, marca Liviu Dragnea, doar pentru a mă defăima și a pune în umbră adevăratele probleme care sunt ale românilor, ale bucureștenilor și pe care, din punct de vedere politic, nu a dorit să le sprijine. Rămâne ca domnia sa să ne spună și de ce. Oricum, o echipă guvernamentală este analizată de către premier și doamna Dăncilă trebuie să facă acest lucru și nu primarul general, este atributul domniei sale și îl recunosc și îl respect. De asemenea, la nivel de percepție publică, analiza trebuie să fie făcută de factorul politic și anume de colegii mei din biroul permanent și din comitetul executiv. Nu am vrut și nu voi dori niciodată să mă substitui nici primului ministru și nici organelor de conducere ale Partidului Social Democrat. O altă acuzație care mi s-a adus în aceste zile și ore doar pentru faptul că am îndrăznit să spun că drumul pe care mergem nu este cel corect și că pur și simplu se creează o distanță între echipa mea politică și români, nu doar bucureșteni, este că aș fi fost confiscată de statul paralel. Vreau să le aduc aminte atât celor care transmit aceste dezinformări, aceste campanii toxice, că la Revoluție eram în liceu, că nu am fost nici măcar membru de partid, că nu am fost niciodată racorată sau confiscată de vreo structură de securitate și că eu mă luptam cu fostul președinte Traian Băsescu, când alții tăiau porcii cu statul paralel. Prin urmare, nu știu, dar știți cu siguranță dumneavoastră cine sunt cei care au negociat ilegitim cu statul paralel. S-a mai spus, de asemenea, că m-am dat de partea adversarilor formațiunii politice din care fac parte. Toți românii știu, și bucureștenii poate că au fost mai atenți, cât de greu mi-a fost și mi-este în continuare la Primăria Generală, pentru că am fost printre primii lideri politici ai PSD, câștigând alegerile la Primăria Generală, care m-am confruntat cu atitudinile nedemocratice ale unora dintre liderii opoziției. Câte plângeri penale mi s-au făcut de către lideri ai opoziției, naționali și locali, câte plângeri penale s-au făcut colegilor mei din Primăria Generală, câte petiții, câte mitinguri, câte atacuri la activitatea noastră normală din Primăria Capitalei și Consiliul General. Pot veni în fața dumneavoastră, consilierii generali ai Partidului Social Democrat, consilierii locali și să vă spună prin ce am trecut noi în ultimii 2 ani și nu cred că ne-ați auzit că ne-am plâns vreodată. Iar după 2 ani de luptă politică, corectă, dar dură și foarte grea și foarte costisitoare și ca energie și ca timp cu adversarii noștri politici, această acuzație este în mod evident neîntemeiată, neargumentată și arată disperarea. O acuzație pe care aș vrea să o numesc diabolică s-a transmis în ultimele zile și ore după Comitetul Executiv de la Neptun către colegii mei din țară social-democrați, către români, către mediul de afaceri foarte important, către exteriorul și către interiorul țării.
Și anume că primarul general al capitalei nu are de fapt nicio problemă reală. Toate lucrurile merg bine. Este totul roz în București, se și vede, dar că este un fel de purtător de cuvânt al celor care se opun grațierii și amnistiei. Această acuzație mi s-a părut, într-adevăr, în sfera științifică fantastică și vă spun și de ce. Pentru că noi niciodată nu am discutat în Comitetul Executiv sau în Biroul Permanent Național sau într-un alt cadru despre amnistie și grațiere. Acest subiect a fost discutat de domnul Dragnea doar cu câțiva apropiați. În principiu, ca și construcție, nu sunt împotriva niciunei legi, a niciunui proiect, din niciun domeniu, nici măcar juridic, nici măcar amnistie și grațiere sau orice alt subiect sensibil, dar ceea ce atât eu, cât și colegi de-ai mei cu care am discutat, totul trebuie să fie în deplină legalitate, astfel încât să nu compromitem România, să nu compromitem întreaga echipă guvernamentală și, de asemenea, ca PSD să nu treacă rușinos în istorie. Încă o dată, nu m-am opus și nu mă voi opune niciodată niciunui proiect. Dacă acesta este legal, dacă este conturat și consolidat juridic, dar nici eu și nici alți colegi de-ai mei nu suntem de acord cu improvizațiile juridice, cu fanteziile juridice, care înțeleg că se pun la cale. Am vrut să lămuresc aceste lucruri pentru că deja s-a declanșat, așa cum ați putut observa în ultimele zile și mai ales ore, o campanie de defăimare a mea și în mediul online și în discuții de la om la om. Cum că eu sunt cea care mă opun libertății unor oameni de afaceri sau politicieni care au nevoie de amnistie și grațiere. Subliniez. Nu m-am opus de principiu niciunui proiect economic, social, din domeniul sănătății sau juridic, câtă vreme a fost elaborat, dezbătut, adoptat, în deplină legalitate, astfel încât să nu ne fie rușine că suntem români, guvernul, echipa guvernamentală să nu aibă de suferit, iar echipa politică, repet, să nu fie cea care decontează. Pentru că vom deconta toți, nu doar un om. Și fac apel la toți colegii mei să înțeleagă că orice invenție juridică, orice situație neclară, ne poate duce pe toți în haos. Și îi rog pe toți cei care așteaptă astfel de măsuri din partea Parlamentului sau a Guvernului să solicite deplină legalitate. Sunt de acord cu orice este legal și nu fantezist. Ce solicităm guvernului și astăzi aș vrea să abordez ghilimele moftul Elcen, pentru că așa s-a afirmat. Gabi Firea are niște mofturi legate de capitală, ea nu a făcut foarte multe lucruri și acum vrea să dea vina pe guvern. Nu este adevărat. Tot ceea ce ține de administrație publică locală, de proiecte care pot fi susținute prin activitatea mea ca primar general, prin activitatea consilierilor general PSD ALDE și prin cea a directorilor din primărie și a angajaților, din primărie și subordonate, am finalizat cele mai multe proiecte lăsate de izbeliște de fostele echipe administrative, am început proiecte noi, unele sunt aproape de finalizare sau sunt în diferite stadii oricum avansate, dar sunt teme, cum ar fi cea a aglomerației în trafic, care nu pot fi soluționate la nivel local. Și avem un plan de mobilitate urbană durabilă care a fost realizat împreună cu specialiștii BERD, care trasează măsuri atât pentru primărie cât și pentru guvern. Și una dintre nerealizările în ceea ce privește ameliorarea traficului este transferul centurii ocolitoare a capitalei de la guvern la primăria municipiului București. Voi vorbi în detaliu despre acest subiect, acum vreau să mă refer la unul la fel de important, poate chiar mai presant, pentru că sezonul rece aproape că a început, mai mult decât atât, peste câteva zile
Elcen ar trebui să adopte planul de reorganizare pentru a nu intra în faliment și, practic, zilele ne sunt numărate. Aș vrea să fiu foarte corectă pentru că mă cunoașteți, sunt și un om credincios și sunt și un om foarte corect. Și mai știu că minciuna are picioare scurte. Vreau să spun că există, într-adevăr, o ameliorare a relației, o îmbunătățire între Primăria Capitalei și Guvern, de când doamna Dăncilă este prim-ministru și nu vreau să fac acuzații în corpore și mi-aș dori ca atât eu cât și toți colegii mei să analizăm activitatea fiecărui ministru în parte și să nu dăm sentințe generale, pentru că ele de obicei sunt greșite. Într-adevăr, s-a înregistrat o ameliorare, dar nu o rezolvare a principalelor subiecte pe care le voi prezenta în perioada următoare. Beneficiem de asemenea de sprijinul, de suportul unor colegi de-ai noștri din ministere sau din agenții, cărora le mulțumesc, dar alții așteaptă un semnal politic și o spun răspicat. Câte vreme nu au un accept politic, adică de la președintele partidului, anumite lucruri nu se fac. Nu se fac pur și simplu, pentru că nu au acel ok politic. De aceea aș vrea să separ foarte bine lucrurile și să explic și să nu intre toată lumea în aceeași grupare. Pentru că sunt oameni de bună credință, sunt oameni profesioniști peste tot, care ne-au ajutat, dar oameni care au așteptat acel ok politic și care practic au frânat, au blocat lucrurile. Concret, subiectul de azi, Elcen, ce solicităm guvernului? Asigurarea cesiunii sau subrogării creanțelor deținute de ANAF împotriva Elcen. Așa cum spuneam, votarea planului de reorganizare al Elcen de către ANAF, dacă la ședința adunării creditorilor din data de 24 septembrie, pe aceea spuneam că este presant, nu mai trebuie să așteptăm 2-3 ani, nu se va da vot pe plan, Elcen intră în faliment cu consecințe dezastruoase pentru termoficarea din capitală. Plafonarea prețului la gaze naturale, deoarece prețurile de achiziție a gazelor naturale sunt în continuă creștere, ceea ce va pune presiune pe București. Nu s-au făcut, așa cum știm cu toții și presa economică a relevat, suficiente depozite la nivel național. Ajustarea raporturilor prețurilor la gazele naturale plătite de clienții casnici și de către clienții industriali. Modificarea structurii tarifului de producere, transport și distribuție a agentului termic. Avem acum un grup de lucru împreună cu ANAF, așa cum spuneam puțin mai devreme, există și oameni de bună credință și oameni care ne sprijină, există și unii, cum ar fi cei de la ANRE, culmea, ANRE care este condus de un fost deputat PSD, care ne pun pe țeroate, eu sper să se trezească și să nu acționeze politic sau în favoarea unei persoane și să-i pedepsească pe bucureșteni. Din prima zi în care am ajuns primar general, am trăit o adevărată epopee în ceea ce privește fuziunea Elcen-Radevia. Se află și în programul de guvernare, atât național, cât și la nivel local. Iată care este moftul Gabrielei Firea. Să creadă în programul de guvernare, să îndrăznească să creadă în programul de guvernare, atât cel național, cât și cel local. Noi am fost prezenți la toate grupurile de lucru. Noi ne-am făcut întotdeauna partea de răspundere și datorie prin toate hotărârile adoptate în Consiliul General, prin faptul că am creat posibilitatea plății în avans a gazelor, prin faptul că am înființat o companie municipală energetică pe care am capitalizat-o pentru a prelua financiar, bineînțeles, creanța, în condițiile în care în toată țara ceturile au fost transferate cu titlu gratuit la primării. Primăriei generale, nu doar că îi se cer bani, 300 de milioane de euro, dar nici așa până acum nu s-a putut rezolva absolut nimic și nu am putut să realizăm această fuziune mult dorită pentru sistemul integrat de termoficare. Și nu e vorba de 10 oameni, e vorba despre 1.300.000 de oameni care sunt abonați, sunt clienții Radet, este vorba despre toate școlile, spitalele, grădinițele, clinicile, instituțiile statului, unele ambasade, precum și alți clienți privați care sunt abonați. Iată care este moftul Gabrielei Firea
și dorința de a aduce în dezbatere subiecte derizorii. V-am spus despre aceste lucruri și anterior, am fost tratată cu superficialitate, am luat poziție la Comitetul Executiv pentru că deja nu se mai putea. Și picătura care a umplut paharul a fost aceea în care, pe subiectul meeting-ului din 10 august, în mod evident, și am primit și informații, s-a dorit la nivel politic să se asume întreaga responsabilitate și întreaga imagine negativă de către primarul general prin prisma faptului că prefectul este fostul coleg al primarului general. Să fie absolvită de responsabilitate doamna ministru de interne și absolvit de lecont politic domnul Dragnea. Acestea sunt lucrurile, acestea sunt adevărurile și voi continua să le spun în zilele următoare cu orice consecințe. Dacă aveți câteva întrebări, până la a invita pe administratorul judiciar, domnul avocat Iperea, pe domnul City Manager, pe cei colegii noștri, să vă ofere mai multe informații în legătură cu pericolul falimentului Elcen și Radet și cu toate subiectele care vizează activitatea de la Primăria Generală a Capitalei. Vă rog să vă prezentați instituția și numele dumneavoastră și, dacă se poate, nu mai mult de două întrebări de jurnalist pentru a nu îi dezavantaja pe alți colegi. Doamna primar, Vitalie Cojocar, știrile Pro TV. Vreau să vă întreb, vorbiți despre meetingul din 10 august și vorbiți despre anumite lucruri care s-au întâmplat după. Vreau să vă întreb, cum credeți, cine stă în spatele acestui meeting în condițiile în care au fost niște chestii care s-au întâmplat pe 10 august, au fost bătuți oameni nevinovați, dar înainte, în timpul meetingului, oameni care au fost violenți nu au fost extrași din acea mulțime. Credeți că stă cineva în spatele acestui meeting? Există o anchetă a parchetului militar în curs. Am fost și audiată ieri 3 ore, au fost și alți colegi audiați, domnul viceprimar. Probabil că au fost și alți reprezentanți ai instituțiilor subordonate Ministerului de Interne la audieri. În mod evident, dacă s-a ajuns la o anchetă a parchetului militar, ceva nu a fost în ordine. Încă o dată vreau să explic, pentru că și aceasta a fost o dezinformare pe care aș putea o numi ticăloasă în a transmite membrilor noștri de partid și simpatizanților noștri că Gabriela Firea a pactizat cu cei care au organizat meeting, că Gabriela Firea ar fi sau ar încuraja, Doamne ferește, o lovitură de stat sau o pătrundere în guvern. Nu. Întotdeauna am spus că sunt pentru respectarea legii în vigoare. Întotdeauna am spus și afirm și acum cu ocazia întrebării dumneavoastră că nu au cum să pătrundă în clădirea guvernului forțe. Indiferent care sunt acele forțe, pentru că este un atac direct la democrație. Așa aș spune și dacă cineva ar încerca să pătrundă la Palatul Cotroceni. Instituțiile statului trebuie să fie apărate. Apărate conform legii. Și de către instituții, dar conform legii și regulamentelor. Rămâne această mare întrebare, la care vom afla răspuns probabil la finalul anchetei parchetului militar, de ce au fost acele inadvertențe, de ce au fost acele erori de comunicare, de ce coordonarea a fost defectuoasă în anumite momente. Și așteptăm cu toții, repet, și nu vreau eu să dau sentințe, ancheta parchetului general. Secția militară. Sunt Dragoș Porojnicu, reporter știri TVR. Ce vreau să vă întreb, acum credeți că există un pol oponent în PSD față de actuala conducere concret? Eu nu m-am coalizat cu nimeni, nu fac parte din nicio, cum s-a spus, ghilimele gașcă, nu fac parte din nicio grupare de rezistenți în PSD. Sunt un membru PSD, care are și funcții prin votul colegilor, vicepreședinte la nivel național, președinte la București și Ilfov, și am spus un punct de vedere argumentat după ce am discutat cu domnul Dragnea toate aceste subiecte de mult timp, dar fără eco. Eu nu am venit în fața colegilor din Comitetul Executiv sau în fața presei după ce nu am avut nenumărate, dar nenumărate apeluri și rugăminți pur și simplu de sprijin pentru activitatea și pentru proiectele tuturor colegilor mei din țară, pentru că eu nu vreau să se înțeleagă faptul că dorim avantaje nemeritate pentru București în detrimentul țării, sub nicio formă. Dacă ar fi să discutăm real,
primul nostru conflict major a fost anul trecut, la final, când domnia sa era de acord și am avut dovezi în acest sens ca primăriei capitalei să îi se taie 40% din buget. Atunci când era creionat bugetul de către Ministerul de Finanțe la sfârșitul anului. Am avut noroc cu faptul că au fost colegi din Ministerul de Finanțe, au fost colegi din guvern care au spus că va fi o catastrofă pentru capitală tăierea unei sume atât de mari. Așa cum vă aduceți aminte, m-am luptat și eu la acest moment, la acel moment, și am spus că nu voi accepta sub nicio formă să tăiem bugetul capitalei cu aproape jumătate și am și spus că voi pleca din toate funcțiile politice, pentru că eu nu pot să asist la falimentul capitalei pe timpul unui mandat de primar PSD. Acela a fost primul nostru, să spunem, conflict deschis, pentru că deși ulterior, când a văzut că nu cedez și nu consolidez poziția mea politică pe seama falimentului capitalei, și au venit atunci alături de mine și toți primarii de sectoare, după o oră, două, la întâlnirea pe care o aveam cu premierul de la acel moment, Mihai Tudose, a venit și domnia sa la întâlnire, cumva să se prezinte ca a salva situația. Dar noi știm foarte bine, nu suntem copii de grădiniță și nu ne minte nimeni. Știm foarte bine, la orele târzii din noapte, când se încheia bugetul, cine a spus să se taie din bugetul capitalei, cine a fost de acord politic, deci autorul moral politic, și anume domnul Dragnea. Și nu putem să fim mințiți la nesfârșit, chiar dacă am trecut peste acel incident, pentru că sunt până la punctul la care nu se mai poate. Un om conciliant, un om al dialogului, al echilibrului, am trecut peste acel moment, dar asta nu înseamnă că nu a lăsat răni, pentru că în acel moment, de fapt, mi-am pierdut încrederea și mi-am dat seama că una este ceea ce vorbim personal, zâmbetele, asigurările și încurajările, și alta este în planul realității, și anume că nu sprijină proiectele capitalei, ba chiar vrea să le caroteze, prin, spre exemplu, acceptarea tăierii a 40% din buget. Vă dați seama ce dramă ar fi fost pentru toți bucureștenii. Am evitat-o pentru că, pur și simplu, am spus că renunț la orice, renunț la absolut orice funcție din partid, plec, rămân simplu membru, de asta nu mă dezic și anunț și pe această cale. Rămân simplu membru de partid și este cel mai onorant și nu mi-e rușine să fiu colegă cu ceilalți membri PSD din țară, dar nu pot să fiu părtașă la ceea ce se întâmplă. Doamna primar, nu mi-ați răspuns la întrebare. Aveți idee, mai sunt nemulțumiți în partid? Nu cunosc de existența acestor nemulțumiri sau nemulțumiți. Nu vreau să dau apă la moară celor care spun că există o grupare deja de dizidenți anti-Dragnea. Eu cred că statutar ar fi ca la primul comitet executiv care va fi convocat, cei care au un cuvânt de spus similar mie, să-l facă public. Dacă nu mai este nimeni în comitetul executiv care să aibă un punct de vedere similar cu al meu, atunci înseamnă că totul este extraordinar, înseamnă că domnul Dragnea și-a dus la bun sfârșit planul de a îi dezinforma pe toți, de a-i manipula, sau poate că ei au dreptate și eu nu am dreptate. Dar eu voi aștepta trecerea timpului și cu siguranță mi se va da dreptate. Eu nu vreau, încă o dată subliniez, să aduc nici cel mai mic reproș colegilor mei. Eu nu am ce să le reproșez pentru votul de sâmbătă de la Neptun. Fiecare votează potrivit conștiinței sale și informațiilor pe care le deține. Eu chiar am vorbit cu mulți dintre ei, ulterior, Comitetul Executiv, despre problemele capitalei, le-am spus ce pățim cu el, le-am spus despre centura capitalei, le-am spus despre metrou, știu mulți problemele noastre și, cel puțin în dialoguri unul la unul, îmi dau dreptate. Dar eu nu mă fac purtătorul de cuvânt al nicio unei grupări de dizidenți. Nu știu să se întâmple așa ceva, iar dacă, repet, există și alte persoane care gândesc ca mine, și anume că deciziile importante cu privire la proiectele din Parlament, hotărârile din guvern și alte teme politice sensibile trebuie să se ia după o consultare în biroul permanent și în comitetul executiv și nu de către un grupuscul, pentru că așa l-aș putea numi, din jurul domnului Dragnea, cred că ar fi bine să spună statutar aceste lucruri sau să aibă declarații
publice, pentru că fiecare este în sine o personalitate și au posibilitatea ori să se delimiteze de mine, ori să spună că lucrurile într-adevăr nu sunt așa roz cum sunt prezentate de la nivelul domnului Dragnea. Mihaela Braz, deci Digi24. La începutul conferinței de presă ați vorbit despre o strategie marca Liviu Dragnea și aici v-am citat și cumva astfel încearcă să pună în umbră problemele românilor. Aseară ați vorbit despre o retragere a președintelui PSD. Susțineți în continuare acest lucru? Ar trebui să se retragă Liviu Dragnea? Declarația a fost făcută la finalul unei ore și jumătate de interviu, la finalul emisiunii. Am răspuns întrebării jurnalistului Ionuț Cristache, care a afirmat, deci să înțeleg că ar fi mai bine ca domnul Dragnea să facă un pas lateral, să se retragă, și i-am spus, vorbesc în nume personal, nu m-am consultat cu nimeni, nu mă fac purtătorul de cuvânt al nimănui, nu doresc sub nicio formă să intru în coliziune cu colegii mei pe care îi stimez, dar prin prisma faptului că a blocat proiectele capitale, proiectele majore care nu puteau fi realizate la nivel de primărie, eu cred că un pas lateral ar fi benefic țării, guvernului și formațiunii noastre politice. Dar aceste lucruri, pentru că emisiunea se încheia și nu am mai avut timpul necesar să-i explic, aceste lucruri eu consider că trebuie să fie discutate la nivel statutar. Aceste lucruri nu cred între oameni maturi, echilibrați, care fac apel întotdeauna, ca și mine, la legislație, la regulamente și, foarte important spus, la onoare. Aceste lucruri trebuie afirmate public. Nu sunt de acord, așa cum s-a mai întâmplat din nefericire în trecut, să înceapă o dizidență informală în partid, care nu ar face altceva decât ar măcina formațiunea politică din interior, ar crea blocaje la nivelul administrației publice centrale și locale și ar transforma Partidul Social Democrat în trei PSD mai mici, unii cu Dragnea, unii cu Firea și unii la mijloc, care nu știu ce să facă, sub nicio formă. Nu voi face un gest care să atace unitatea partidului, solidaritatea noastră. Dar și această solidaritate, cred că s-a mers mult prea departe cu acest concept, în sensul, cine îndrăznește să spună că ceva nu merge, și într-o familie, mai spunem, dacă și noi acasă avem dreptul către persoanele pe care le iubim, să mai spunem că poate unele lucruri nu sunt chiar așa cum le-am dorit noi și îndreptăm din mers acele neajunsuri, nu cred că este normal să ajungem ca într-o formațiune politică condusă unic, dictatorial, să nu poți să spui nimic. Pentru că dacă spui, imediat se închide gura că nu ești solidar, că nu ești unit, că e anul centenar, că te-ai dat cu statul paralel, deși nu ai tăiat porcii cu statul paralel, că vrei să cadă guvernul, deși nu vrei să cadă guvernul, și că nu vrei ordonanță cu amnistie și grațiere. Deci, cine, în acest moment, cine îndrăznește să spună că lucrurile nu sunt așa cum se prezintă, în strategii frumoase, perfecte, de comunicare, dar nu adevărate. Deci le arată bine doar în afară, dar nu au substanță, nu corespund realității. La acest lucru m-am referit. Deci întotdeauna voi respecta decizia colegilor din partid și dacă eu voi avea de suferit politic de pe urma declarațiilor mele și de asemenea voi avea curajul să spun în comitetul executiv, în biroul permanent sau public, prin reacții publice, nu lucrări subterane, nu-mi plac șobolănismele. Am avut suficient parte de ele până acum, din partea celorlalți, care pe față spuneau că totul e bine și pe dedesubt șobolăneală. Și nu cred că eu să mă alătur acestui stil de management politic. Andreea Burnar, Realitatea TV. Ultimele două întrebări care au cât de cât conotație politică, pentru că aș vrea să rog pe domnul administrator judiciar, avocatul Piperea, să intervină pe subiectul Elcen, pe domnul Șiradeș, pe domnul City Manager. Vreau să vă întreb dacă, în opinia dumneavoastră, guvernul trebuie să țină cont de solicitarea președintelui și să nu se aprobe rectificarea bugetară. Am spus și ieri la parchetul general
și îmi doresc ca ceea ce spun eu să fie bineînțeles. La alegerile anterioare prezidențiale, așa a reieșit public. Poate n-am înțeles eu bine, dar ca mine au înțeles mai mulți. Nu a fost ales domnul Ponta de la PSD, ci domnul Iohannis de la PNL. Pentru că domnul Iohannis e al tuturor românilor. Așa părea. Imaginea era că e președintele tuturor românilor, chiar dacă este primar PNL. Și noi am respectat cu toții acel vot, că am spus că noi cu al nostru candidat nu am reușit să transmitem sincer românilor că domnul Ponta, după ce va fi ales președinte, nu va fi doar președintele țării PSD, ci va fi președintele tuturor românilor. Și am respectat acest vot și nu cred că vreodată ați văzut un lider PSD care să facă gesturi neconstituționale sau ilegale, imorale, incorrecte, nedemocratice față de președinte. Dar acum, dacă tot ești pe soclul de președinte al tuturor românilor, nu ai vrea tu să te ocupi de adevăratele probleme ale românilor? Așa spun eu, la nivel principial. Și eu cred că numai dacă deschidem televizoarele, da? Numai dacă citim presa, vedem ce vor românii. Și altele sunt prioritățile românilor. Și dacă nu este consumator de presă, sunt sondaje de opinie realizate de către sociologi, de către oameni cu pregătire și teoretică și cu multă experiență și pot să-i pună la dispoziție care sunt în acest moment nevoile românilor. Și vreau să vă mai întreb, credeți că și ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, ar trebui să facă un pas înapoi? Din punctul meu de vedere, da, și am spus-o și la comitetul executiv, dar respect votul politic al colegilor mei, nu sunt supărată pe ei, așa au gândit la acel moment, sub nicio formă, nu sunt în disidență cu ai mei colegi, ba din potriva, am vorbit și după comitetul executiv, dialogăm pe alte subiecte, cu toții și cu toții sperăm să depășim acest moment, dar din care și țara și guvernul și echipa să câștige. Că dacă doar îl depășim, că o dăm afară din funcții pe Gabi Firea, asta este și asta o soluție. Dar ce rămâne? E important ce rămâne. Din punctul meu de vedere, încă din momentul în care încerca să explice țării cum ministrul de interne nu are nicio implicare într-o eventuală intervenție de evacuare a pieței, ci prefectul va fi cel care va da ordinul, a premeditat tot ceea ce a urmat, inclusiv acele momente care acum sunt anchetate de către parchetul militar. Și cred că era foarte elegant să se retragă. Dar având în vedere că are susținerea totală a domnului Dragnea, o înțeleg că nu se retrage. Câte vreme domnul Dragnea este la partid, nu are cum doamna ministru să se retragă, mai ales că ea trebuia să fie prim-ministru. Și având în spate atât de tare, este și normal să nu te retragi. Dar totuși, echipa contează. Echipa este cea mai importantă și mai importantă decât echipa este țara. Și în momentul în care România are de suferit, cred că trebuie să te gândești, să lași de la tine. Bună ziua, Nicolae Oprea, Mediafax. Vreau să vă întreb ceva legat de ședința de mâine, respectiv despre Parcul Verdi. Și vreau să vă întreb cât ar urma să plătească primăria pentru aceste terenuri, cum s-a ajuns la această sumă și ce semnal aveți din partea opoziției. Pentru cu că mare proiect... drag vă răspund aceste întrebări, dar nu înainte de a epuiza subiectul Elgen, rog pe domnul avocat Gheorghe Piperea să vină la microfon la pupitru și să explice exact momentul în care ne aflăm acum cu planul de reorganizare al RADE, situația în care suntem, pentru că dacă până pe data de 24 nu se votează de către ANAF, repet, cu unii colegi am colaborat foarte bine și chiar nu dorim prin ceea ce afirmăm sub nicio formă să îi antagonizăm, dar ne este teamă de presiuni politice și tot ceea ce am realizat în această perioadă pe planul de reorganizare al RADE și el ce. Mulțumesc, doamna primar general, pentru invitație. Bună ziua! O să încerc să vă spun câteva lucruri despre stadiul procedurii insolvenței la Radet, în oglindă cu ceea ce se întâmplă la Elgen, pentru că cele două entități urmează să fie reunite într-una singură printr-un transfer de business.
Și vreau să vă spun și dificultățile prin care încă trecem, mă rog, unele din ele au fost depășite. Și, în fine, vreau să vă spun cam care ar trebui să fie parcursul după ce, în sfârșit, aceste două planuri de reorganizare vor fi fost confirmate. Am să încep prin a vă spune că procedura de insolvență este pentru ambele entități. În aceste momente despre stadiul procedurii insolvenței Radet în oglindă cu ce se întâmplă la Elcen. Ați văzut și declarațiile primarului general Gabriela Fira în direct de acolo de la Primăria Capitalei. Spunea că în ultimele ore s-a declanșat o campanie de defăimare a domniei sale în discuțiile publice, dar și de la om la om, și a ținut să le transmită colegilor din țară că zvonul care circulă, că vrea să pună umărul la dărâmarea guvernului, e doar o campanie marca Liviu Dragnea. Rămâneți pe B1 TV, știri la fix cu Gențiana Coman.